Miros de asfalt proaspăt și de primăvară pe drumul care leagă comuna Rogova de comuna Gruia. Președintele Consiliului Județean Mehedințeala din Georgescu și administratorul public Codruța Rogoveanu au mers astăzi pe DJ-562A, acolo unde a început turnarea celui de-al doilea strat de asfalt în localitatea Rogova, în cadrul proiectului de reabilitare și modernizare a 112 km de drumuri județene derulat de Consiliul Județean Mehedinți cu fonduri europene. Președintele Consiliului Județean Mehedinți a demonstrat în mandatul trecut faptul că atât modernizarea infrastructurii de sănătate, cât și cea rutieră au reprezentat o prioritate pentru acesta. Lucrări ample au fost desfășurate în ultimii ani în județul nostru, astfel încât Mehedințiul a fost un șantier în lucru. Șeful de la Consiliul Județean nu se dezminte nici în acest mandat și, profitând astfel de vremea de afară, a și pus constructorii la treabă. Aladin Georgescu a acordat toate sporită pentru ca mehedințenii să poată beneficia de cele mai bune condiții de trafic. Mă bucur că a venit primăvara, că vremea este foarte bună și iată că am redeschis șantierele din județul nostru. Astăzi în comuna Rogova turnăm asfaltul pentru cel de-al doilea strat. S-a turnat și rigola de acostament. Avem o rigolă de acostament betonată care schimbă foarte mult aspectul drumului. Oamenii de-abia așteptau să terminăm și cu turnarea celui de-al doilea strat. Mai avem puțin de pus asfaltul și pe trotuarul de pe un sens de mers. Vremea sper să țină tot așa, să nu se mai strice, astfel încât să nu mai fim nevoiți să întrerupem lucrările. Cum i-am obișnuit pe mehedințeni, și în acest an județul Mehedinți, din punct de vedere al infrastructurii rutiere, va fi un șantier și de altfel și în continuare va fi un șantier pentru lucrările pe care le avem pe proiectele pentru Spitalul Județean. Localnicii sunt încântați de această investiție realizată cu sprijinul Consiliului Județean Mehedinți. Aceștia beneficiază acum nu doar de asfalt, ci și de rigole și de accese la proprietăți. Bine, mamă, e bine. Mulțumesc Dumnezeu că s-a făcut și pe la noi pe aici. Avem lux față de alte orașe ale țării aștia. Suntem super, super dotați. Trotuare până în curte, păi noi nu făceam chestia asta cât trăiam. Avem băgate cabluri, ne bagă becuri, ne bagă bănci. Ce vreme vreți așa? Mai vreți mai bine de așa? Extraordinar. Și datorită președintelui Consiliului Județean, domnul Georgescu, și primarul nostru, care e cel mai bun din județ, cel mai bun primar. Avem cea mai frumoasă comună, vă spun eu cinstit. Cetățenii sunt mulțumiți de activitatea primarului din comuna Rogova, Van Vucostinel. Acesta a dovedit faptul că este o persoană foarte implicată în rezolvarea problemelor concetățenilor lui. Creșterea nivelului de trai al locuitorilor din comună este prioritatea acestuia în funcția administrativă pe care o ocupă. Oamenii sunt mulțumiți în comuna Rogova de investiția făcută de Consiliul Județean și noi, eu ca și primar, sunt foarte mulțumit de investiția făcută de Consiliul Județean și cu ajutorul domnului președinte Aladin Georgescu, sperăm să fie cel mai scurt timp lucrarea terminată. Este cert faptul că județul Mehedinți continuă pe drumul cel bun. Lucrări ample se vor desfășura în continuare cu sprijinul președintelui Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, astfel încât mehedințenii să poată circula în cele mai bune condiții, iar praful și noroiul până la gleznă să fie de domeniul trecutului.